Moneda virtuală cucerește și România Să faci bani fără să faci nimic Puc! Și după aia uite cum a scăzut Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari Când că s Astăzi la ora de cripto, să vedem cum arată piața în această zi de duminică, iar Bitcoin este la 49.200 de dolari, Ethereum la aproape 4.200 și altcoinurile sunt cam pe roșu. Să mergem prima dată pe Bitcoin pe daily și vă spuneam ieri în videoul de ieri, pentru cei care nu l-ați văzut, trebuie să-l vedeți, pare că formăm același tipar ca și în trecut. Prin aprilie am văzut all time high-ul de 65.000 de dolari, am format un falling wedge din care am ieșit, iar mai apoi a urmat două luni de mini bear market sau o corecție mai mare, cum vreți voi. Și pare că istoria se repetă și asta cred că se va întâmpla în următoarele luni. Nu știu dacă începutul acelui bear, market mare sau vom avea din nou un bear market de 2-3 luni, iar mai apoi piața să meargă în sus, dar cred că Bitcoin va intra într-o stagnare sau într-o într-un range trading între 30 și 50 de dolari și să stabilizeze acolo, să se tot tranzacționeze acolo pentru câteva luni. Și uh, să vedem ce se întâmplă cu altcunurile. Da, prima dată pe Bitcoin pe 4 ore și ieri vă spuneam că mă aștept la un mic uh, pullback, la un, make, la un mic bounce. Uh, Ne-am dus de la 16 pe RSI uh, până la 35. Da, puțin să mergem în sus deoarece RSI era chiar foarte jos. Imediat ieșea din ecran. Bitcoin arată destul de rău încă și pe 4 ore și pe daily, atâta timp cât suntem sub EMI ribbon, suntem bearish, iar Bitcoin arată destul de rău cam pe orice time frame. Doar pe week încă ținem EMI ribbon -ul, atâta. Dacă ar fi să închide și sub EMI ribbon, pe weekly, sub 43.000 de dolari, acolo cred că ar începe acel bear market lung sau poate, nu știu, mai scurt, cine știe, cum va evolua următorul bear market cu atâtea instituții și cu atât mainstream în piață. Rămâne de văzut cum va evolua Bitcoin în perioada următoare, dar cred că este că intrăm în, în, într-un nou bear market mai micuț, 2-3-5 luni, nu știu exact, dar cred că trendul va fi în jos, adică nu ne așteptăm să mergem spre noi all-time high-uri. Dar este foarte interesant cum evoluează altcoinurile. Ethereum încă se menține bine, este la 4153 de dolari, cu toate că a scăzut până la 3500 de dolari și este încă în acest canal descendent pe care îl formează. Dar Ethereum este la doar, dacă măsurăm de la all time high de 4870 de dolari până în momentul de față, suntem doar la aproape 15% de all time high vedem că altcoinurile cât de cât se mențin bine și când vorbim de altcoinuri ne gândim la Ethereum prima doar ce Ethereum dă ceasul exact în altcoinuri. și Ethereum pare că se ține bine, cu toate că este sub Emeriband pe daily, la fel o codiță foarte lungă, destul de rea pentru Ethereum, cu volum destul de mare și Ethereum este bearish, dar vedem că altcoinurile cât de cât se mențin și Asta ne-ar putea arăta trendul pentru următoarele săptămâni, poate. Hai să vă aduc aminte ce s-a întâmplat în 2017. Când Bitcoin a fost 20.000 de dolari. Să mergem puțin aici, să punem pe logaritm. A fost uh, 20.000 de dolari aici în decembrie. Iar mai apoi altcoin-urile, Bitcoin a scăzut destul de mult, altcoin au marcat până în ianuarie-februarie. A fost un ultim altcoin season atunci. Asta s-ar putea întâmpla și în momentul de față cu altcoin-urile. altcoin, altcoin să mai aibă încă câteva zile, săptămâni de urcări, iar mai apoi toată piața să intre în acel bear market lung. S-ar putea, dacă ne uităm pe dominanță, btc.d Vedem că dominanța încă este la un Uh, prag destul de jos la 41.27. Vă reamintesc, prin zona de 39.40 s-au terminat ultimele două altcoin-uri. Aici, în mai și prin septembrie, da? Mare atenție deoarece acest prag pare că merge într-acolo spre 39.40 și de la acest prag, dacă dominanța va face un bounce, înseamnă că se va termina și acest altcoin season. Și dominanța a mers chiar până la 40-28 și în momentul de față sunt de la 41-27. Mare atenție cu această închidere pe dominanță. Dacă această candelă va fi mai mare ca asta, va face un bullish engulfing și atunci dominanța ar trebui să meargă în sus, ceea ce ar însemna ca alcunile să meargă în jos. Este foarte de urmărit ce se va întâmpla cu această dominanță în următoarele zile. Aici este cheia pentru altcânduri. Dacă această dominanță va continua să meargă în jos și va merge sub 39-40, atunci vom avea cel mai mare altcoin season din istorie, deoarece doar atunci în 2017 am coborât sub această dominanță și dacă vom merge în jos, vom forma și o divergență bullish, adică cu toate că această dominanță ar merge în jos, ne-ar semnala ca dominanța să meargă în sus ulterior destul de puternic și atunci această dominanță va merge în sus și le o să scadă. Mare atenție ce se va întâmpla cu această dominanță în următoarele zile. Dar este un moment bun de luat profit dacă nu o să luați profituri când vă spuneam de câteva săptămâni să luați profituri când suntem sus, deoarece piața va și scădea. Și le vor fi în bear market, odată trecut de acest prag pe dominanță, între 47 și 50. De la acest prag în sus, altcoinurile vor fi în bear market. Și hai să vă arăt unde se trebuie acumulat altcoinurile. De exemplu, în, de obicei într un bear market, în acel bear market lung, altcoinurile scad de obicei între 90 și 95 de procente. Asta este altă întrebare, dacă o să mai scadă la fel de mult în acest bear market și nu, dar nu. Dar dacă ar fi să calculăm, de exemplu pe Elrond, de la 545 de dolari, dacă ar fi să mergem 90% în jos ar fi undeva la 52 de dolari. Nu știu dacă se va întâmpla asta sau nu. Eu am să vă arăt unde voi acumula e-gold. De la minim 60% în jos. Adică de la 217 dolari în jos voi acumula e-gold. Voi cumpăra și la 200, și la 170, și la 150. Dacă va merge sub 100, voi cumpăra și sub 100. Astfel încât să fac o medie destul de joasă. Da? Voi cumpăra și aici și aici și aici. Cum va scădea prețul, voi tot cumpăra și voi acumula și nu voi vinde. Doar când piața va reveni în sus, atunci voi lua profit. Și asta vă recomand să faceți și voi cu orice proiect care credeți. Cu sand, cu mana, cu orice proiect, da. Puneți, mergeți pe TradingView, puneți measure și puneți din vârf de la all time high-ul pe care l-a avut și mana, de exemplu de la aproape 6 dolari, de la 5,91, da? puneți și puneți 60%. 60% de acolo începem să acumulăm, de la 2,30 de exemplu. 2,30, 1,90, 1,70, 1,50, 1, da, cu cât scade uh, proiectul pe care vrem să-l acumulăm, cu atât este mai bine. Tot cumpărăm, tot cumpărăm, tot cumpărăm și așteptăm. Uh, cu răbdarea se fac ce mai mulți bani. Trebuie să cumpărăm și să așteptăm proiectul să facă un bounce și toată piața să facă un bounce, da? Vedem că piața este cam foarte, uh, sau merge spre jos. MANA, mana de exemplu, a spart uh, suportul pe care ținea destul de mult din octombrie. Da? Vedem, a ieșit în jos cu o candelă destul de lungă, chiar până la 2.50. A retestat această linie și de aici MANA intră într-un downtrend masiv pe daily. La fel, MANA sunt pe 4 ore sub EMA ribbon la fel și pe daily, intră în e ribbon și are foarte mari șanse să meargă în jos din acest canal descendent și Sun ar, ar fi foarte bearish dacă ar sparge linia de trend și linia de suport da? VET, de exemplu, din nou. Vă spuneam de VET și pe Instagram și pe Twitter că părea că fă, făcea un bounce aici, dar Bitcoin am mers în jos și a tras și V după implicit toate altcoinurile și și VED a ieșit din acest canal ascendent în care era de prin iulie, de pe finalul acestui, acelui bear market de aici, da? A fost în acest canal de ascendent și de aici vet a intrat în bear market, din punctul meu de vedere și de aici va tot scădea vet, da? vedem când iasă dintr-un canal ascendent sau din când iasă, când sparge trendul mai bine spus, un trend mai lung, acel asset intră într-un downtrend. Vedem pe daily, dacă ne uităm și pe week, și pe week VET este sub EMA ribbon și s-ar putea să se corecteze mult mai mult. Dacă punem și un nivel de rezistență, da, vedem că VET este încă la, să măsurăm pe VET, este în momentul de față la minus 68% de la all time high pe care l-a avut în aprilie. Da? Deci, dacă vrem să acumulăm VET, vom acumula foarte jos și uh, nu uitați să cumpărați când este jos, când piața este foarte joasă. Da? Deci, când VET o să meargă la minus 70, minus 80, minus 85, deoarece o să meargă cam toate și eu abia aștept să acumulez și gold între 100 și 200 și poate, poate dacă vom avea noroc și sub 100, da? Și nu uitați că noi putem face bani și când piața merge în sus și când merge în jos. De ce putem da short pe futures, da? Adică pariem că prețul va merge în jos. Și dacă vreți să cumpărați cursurile noastre de pe ora de cripto.ro, nu uitați de aceste două cursuri care cuprinde toate cursurile, implicit aceste 5. Se pot cumpăra cu cardul sau cu PayPal direct de pe site. Da, deci asta vă recomand în următoarele zile, săptămâni și luni, să acumulați proiectele în care credeți voi și să faceți trading, daily trading, și cu foarte mare grijă, deoarece piața este foarte volatilă în aceste momente și nu uitați că în decembrie de obicei oamenii scot profituri, instituțiile scot profituri, în decembrie de regulă scădem înainte de Crăciun și cred că de Crăciun o să avem niște prețuri foarte, foarte jos, chiar în ziua de Crăciun. Asta este părerea mea pentru următoarele zile, săptămâni și luni pe piața cripto. Atât a fost pentru astăzi, sper că v-a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!